Ce am preluat, nu vreau să vă mai amintesc, știți foarte bine. Și am să fac o paralelă, nu că aș fi un fan al regimului Nicolae Ceaușescu, din contră. Dar pot să vă spun atât ca termen de comparație. Nicolae Ceaușescu și regimul său au împrumutat România cu 26 de miliarde de dolari. Și cu acei 26 de miliarde, totuși, a realizat complexele de creștere a păsărilor, complexele de creștere a porcilor, complexele de creștere a vacilor, combinatele petrochimice și alte, câteva lucruri importante în esența economiei naționale și a regimului care atunci conducea România. Dragi colegi, regimul Băsescu și guvernele sale au împrumutat România cu 20 de miliarde de lei și 20 de miliarde, mă iertați, 20 de miliarde de euro și uitați-vă în jur. Nu se vede nimic. Ăsta este cel mai bun argument și cel mai real argument a modului în care PDL-ul și Traian Băsescu au condus România. 20 de miliarde de euro, din care 5 trebuie să-i plătim doar în acest an, noi, din buzunarele românilor, din sudoarea poporului român, fără să se vadă nimic. Eu cred cu toată forța și cu toată tăria că acest fapt, că aceste lucruri, că această manieră de a guverna țara trebuie să nu mai existe niciodată în viața economică și socială a României. Este inadmisibil și trebuie practic să vedem absolut și să analizăm și să ne însușim această experiență tristă și să nu repetăm niciuna din greșelile guvernelor Partidului Democrat Liberal, ale portocaliilor, care acum, peste noapte, după un dezastru generalizat, s-au trezit la viață și ne dau lecții cum trebuie să arate sau cum trebuie să funcționeze economia românească. Un tupeu inimaginabil și pentru asta, în numele meu și al cetățenilor județului Vrancea, le spun verde în față. Rușine! Rușine! În locul lor, n-aș mai deschide gura niciodată. Pentru toate erorile majore, pentru jaful național pe care l-au produs atâta timp cât au fost la guvernare, ei nu mai au voie să deschidă gura în fața istoriei niciodată. Dar vreau să fiți optimiști. Avem un guvern care este preocupat de toate problemele și agenda cetățenilor României. Am promis că vom reîntregi salariile în urma tăierilor cu 25% și am făcut acest lucru. În anul 2013, credeți-mă că banii n-au început să curgă în România așa cum s-ar fi așteptat. În fiecare zi, guvernul, ministerele guvernului sunt chemate să mai calce pe un mușuroi de tâlhari, să mai rezolve problemele care crapă
În fiecare zi. Pentru că în fiecare zi, datorită guvernelor Boc și Mihai Răzvan Ungureanu, în România crapă ceva. Dar marea mea satisfacție este că Victor Ponta și guvernul încearcă din răzputeri să gestioneze acest dezastru lăsat și în același timp să repare sau să reușească să repare tot ceea ce a fost anormal în această țară. Săptămâna trecută, primarii și toate autoritățile locale din România care aveau probleme cu fondurile europene, și mă refer aici cât se poate de clar la faptul că nu vor mai trebui să aștepte, pentru că acum nu mai durează decât o săptămână, pot face orice plăți legate de fondurile europene, fără să mai stea cu grija că cineva nu le decontează aceste proiecte. E vorba de doar 5 zile. Corect, domnul primar? Evident, 2013 anul marilor provocări. Și cea mai mare provocare o reprezintă modificarea Constituției României. Constituție care a lăsat românilor un gust amar datorită celor care au interpretat această lege în favoarea lor și în defavoarea cetățenilor României.